de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Începem cafeaua de dimineață, astăzi 14 august, și tema de discuție de astăzi, mie îmi place foarte tare, Piatra Neamț. Hai să începem direct. Piatra Neamț, oraș nemțesc. Invitatul este candidatul ALDE pentru postul de primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Ciprian Enache. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Bună dimineața și spectatorilor noștri. Deci, vrem o țară ca afară. Toată lumea strigă. Vrem o țară ca afară. Hai să vedem dacă Piatra Neamț, oraș nemțesc, unul dintre punctele dumneavoastră de program, poate fi un punct de discuție în această, în această dimineață pentru pietreni. Cum vedeți dumneavoastră Piatra Neamț, oraș nemțesc? Foarte simplu, domnul Bălănescu. Și n-am să vin cu vorbe mari sau cu proiecte mari. Foarte bine că am plecat de la idei simple și merg pe această idee, și când spun idei simple, idei concretizabile ușor, este clar și absolut normal să avem și o viziune a proiectelor mari, a proiectelor de anvergură, a proiectelor pe termen lung, dar eu îmi mențin totuși părerea că trebuie să plecăm de la ceea ce avem, de la ceea ce trebuie adus pe linia de plutire, dacă pot să spun așa. Este un lucru cert și pe care nu-l poate contesta nimeni, faptul că nu suntem mulțumiți de cum arată orașul nostru din multe puncte de vedere. Și dacă vreți, putem discuta aici, plecăm de la partea plecând de la partea de infrastructură care lasă de dorit. E adevărat, aud pe unii pe alții care spun și pe bună dreptate că trebuie să facem știu eu ce străzi noi, suspendate sau mai puțin suspendate, paralele sau mai puțin paralele, dar eu cred că trebuie să plecăm în primul rând de la confortul cetățeanului de astăzi, să încercăm să reparăm ceea ce este practic defect. Am fost în oraș zilele astea și merg zilnic, este evident, în perioada asta toți candidații mergem să ne întâlnim cu cetățenii, aflăm problemele lor și să știți că de multe ori problemele lor sunt aceste probleme mărunte de care încerc să discut astăzi cu dumneavoastră și cu cei care ne privesc. Atâta timp cât nu reușim, și n-aș vrea să spun de ce nu se reușește, nu reușim să punem la punct și să scoatem la cota zero, dacă mi-e dat voie să spun așa, ceea ce avem, e greu să gândim că vom face în următorul mandat proiecte de foarte mare anvergură. Plecăm de la, să spunem, curățenia din oraș, care lasă de dorit. Nu o spun eu, o spun cetățenii. Plecăm, v-am spus, de la infrastructură, care iarăși lasă de dorit, mă refer la calitate, dacă vreți, în multe locuri a asfaltului, a străzilor, a trotuarelor. Am fost prin oraș și canalizare. Am văzut foarte multe trotuare cu punctele acelea, cu pavelele acelea autoblocabile sau cum se numesc. Domnul Bunescu, în foarte, foarte multe locuri s-au lăsat. Explicații, ori fi, nu asta ne interesează. Eu întreb, chiar nu se poate interveni pe locurile alea în care pavelele s-au lăsat, să le aducem totuși la o cotă egală pe fiecare? Piatra Neamț, oraș nemțesc. N-am fost în Germania să văd aceleași lucruri, până la urmă și acolo tot oameni lucrează. Am văzut un bloc în zona Dărmănești unde s-au lăsat pavelele și au făcut oamenii un fel de șanț pe lângă bloc, că se ducea apa din, ieși un pic în vale, se ducea apa din precipitații, evident se infiltra și de acolo știm ce se întâmplă mai departe. Inclusiv o aerisire ca să poată scăpa de egrasie, de mucegaie, adică de miros. Am fost nemți în reparat. Dar da. Suntem români în asigura servicii. Și îmi pare rău că n-am reușit să scot de petre sau să vi le fi dat înainte, să vedeți o mulțime de bănci în oraș cu acele scânduri rupte, putrezite, lipsă. Să nu spună mie nimeni că nu sunt bani pentru a rezolva aceste probleme, domnul Bălănescu. De ce? Sunt treburi mărunte. Eu am eu o vorbă cu un braț de scânduri și când a fost problema
problema cu locurile de joacă. Așa am spus, cu brațe scândul rezolvă locurile de joacă. Eu cred că trebuie să vrea. De aia plecăm de la administrație și o administrație bună și corectă și o administrație care să fie în interesul cetățeanului. Și pentru asta eu mai cred un lucru. Nu trebuie să venim în fața cetățenilor, în fața publicului, în fața electoratului doar o lună sau două luni de zile cu tot cu precampanie. Nu, trebuie să mergem 4 ani de zile pe stradă. Pentru că atunci aflăm exact care este problema la firul ierbii. Vorbesc dacă plecăm mai departe prin piețe. Domnule, aș vrea să construim o piață agroalimentară, cu etaje, cu lift, cu ce. Este exclus, le avem pe astea. Haideți să le punem la punct, că arată deplorabil dacă mergem în Mărăței, în Dărmănești, în Precista. Arată. Eu zic să mergem și prin piața centrală. Cel puțin da, prin jurul ei. Da, n-am dat un exemplu pentru că a fost, să spunem, oarecum reconstruită, remodernizată. E adevărat că și aici sunt o mulțime de probleme. N-am să înțeleg de ce e atâta lume în jurul pieții, inclusiv prin parcări, se stă și se vând tot felul de produse. Ce? Foarte bine că se vând, dar haideți să creăm cadru civilizat, cadru în care să-și poată desfășura activitatea la nivel de anii 20-20. Da. Bun, acum, cum să vă spun, în momentul în care spuneți toate aceste lucruri, sunt probleme cu parcările, sunt probleme cu străzile, cu canalizarea, cu rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități, cu bordurile pentru căruțurile, cu mamele care se chinuie, trebuie să facă alpinism sau culturism, să poată urca și coborâ unele borduri de la OMV, dacă mergem de la, pe calea Romanului, până în centru, putem merge împreună și vedem că nu este nicio bordură, nu cred că este cu o rampă ca să poți să coborâ ușor. Noi vorbim de piste de bicicliști viitoare, da? Și trotuarele astea practic exact, aproape că nu poți urca exact, în anumite exact, locuri pe ele. Și cu trotinetele acelea electrice. Da, este exclus să poți urca cu alea. Eu am în programul electoral și partea asta de, sau spun, încercăm să creăm o viziune și pe partea asta de piste de biciclete, de trotinete. Sunt foarte bune, vă spun cu mâna pe suflet că eu personal o văd destul de greu realizabilă, pentru că Piatra Neamțului este un oraș oarecum îngrămădit cu străzi destul de mici, se vede da, că dar trebuie să dar, se facă dar ceva. Asta nu se, da, dar am văzut totuși în lume și orașe mai aglomerate ca Piatra Neamțului, mai strânse, da. Și totuși cu piste de biciclete. Și atunci mă întreb, oare cel care a proiectat, aici vorbim de viziune, da? E viziunea primarului care este. Unde vreau să fac lucrul ăsta. Bun, cine a făcut în Olanda piste de biciclete într-un oraș X sau Y? Domnule, firma aia sau, știu eu, proiectantul cu tare. Hai să discutăm cu el, să-i dăm planuri, să vedem cu ce viziune vine el. Aici trebuie să ajungem. Că nu o să fac eu nici o pistă de bicicletă, eu, Ienache Ciprian, personal. Cum nu o să facă niciun alt contracandidat al meu? Nu, trebuie să venim cu, să ne gândim și să venim cu oameni pregătiți în acest domeniu sau un domeniu pe care îl discutăm și pe care vrem să-l dezvoltăm, care să ne dea o soluție concretă, coerentă și viabilă, domnul Bănănescu. E adevărat că trebuie, putem mișca lucruri. Putem mișca lucruri, trebuie să ne dorim. Dar ne ducem iarăși la proiectele și pistele biciclete. Eu cred că e un proiect destul de mare, dar nou în 2009, pietrenilor, în 2020, încă ne curge apă cu mâl la robinet, domnul Bălănescu. Așa este. Eu știu că cu 4 ani s-ar fi putut face niște modernizări totuși pe niște proiecte, vorbind cu niște nu numai prieteni. Acum 4 ani, și au fost atunci. Bun, a mai fost un proiect. Cum s-a făcut, cum nu s-a făcut, cum s-au făcut țevile, cum s-au reparat, totuși curg continuu. Captările de apă, rețeaua de apă s-a mărit, cred că chiar s-a dublat, dar am rămas cu aceleași captări. Și ne plângem că e secetă și nu este apă. E normal. Cred că trebuia lucrat și acolo. Bun, nu s-a lucrat cum trebuie la izvoare, zona izvoarelor, zona de captare, da, da, da. De colmatări, etc. Sunt o mulțime de probleme. Am fost în Bălen și chiar m-a invitat un cetățean în casă și a dat drumul la robinet în fața mea. Domnul Bălenescu, este dureros. Este dureros. Oamenii au copii, dar nu că au copii. Ei sunt nevoiți să folosească apa aia fie și lasă nici pentru spălat. Nu o văd foarte bună. Suntem în Piatra Neamț, suntem într-o zonă în care apa nu ne lipsește. Mulțumim lui Dumnezeu, chiar
suntem, pot să spun din punctul ăsta de vedere, o zonă binecuvântată. Nu suntem în Bărăgan, să spunem, dom'le, nu avem de unde lua, nu avem de unde fora. Probabil că ești prea tânăr, dar prin anii 90 am avut un candidat care promitea apă gratis la Piatra Neamț. Noi să le dăm apă băcăoanilor și ei să plătească apa și pentru piatra. Asta cu gratuitate eu nu cred niciodată, nici într-un sistem, nici într-un serviciu. Dar totuși cred că prețurile sunt un pic cam mari. Dacă ne raportăm la ce înseamnă celelalte companii care furnizează apă în țară. Bun, probabil o să întrebe lumea, dar ce treabă ai tu, primar, cu apa servul? Cum adică? Păi, până la urmă, primăria este acționar, da? În apa servul. Și atâta timp cât venim în fața cetățenilor, eu cred că trebuie să-i reprezentăm la orice nivel și la orice palier. Absolut peste tot, la spital, unde sunt probleme și unde primăria, din păcate, nu este reprezentată la nivel de Consiliul de Administrație. Aici ar trebui să bată primarul, pun numai, domnule, trebuie să am și eu un om acolo. De ce? Pentru că lumea întreabă și întreabă pe bună dreptate. E o problemă la spital, chiar dacă e județean, dar e în Piatra Neamț, e percepția asta. Primarul acum, bă, primarul nu face nimic, primarul nu rezolvă. Nu, nici măcar nu este reprezentativitate la nivel de primărie în spital, din câte știu. Păi nu. Și n-ar trebui, și n-ar trebui să fie. Asta nu știu, că aici deja este o problemă care ține de colaborarea între administrații. Aici cu colaborarea e o problemă foarte, foarte grea. Și atâta timp cât nu se vor rezolva, să spunem, problemele și atacurile personale între un candidat și altul, sunt unii candidați atât de pătimași, probabil, nu știu, își doresc foarte mult să ajungă în funcția asta. Toți ne dorim, evident, venim în fața cetățenilor cu această dorință, dar cred că toate au o limită, domnul Bănescu, pentru că ajungem în parlamentul local, în fotoliu de primar, consiliu sau fiecare pe unde ajunge, și nu putem sta de vorbă să construim unul cu altul, pentru că ne amintim că, nu știu, mai făcut urât ăla sau... Ăla ne-a înjurat, ne-a zis că nu ar trebui să se întâmple lucrurile astea, să știți. Eu așa cred. Și atunci, indiferent de ce se întâmplă și cum va fi coloratura Consiliului Local, pentru că Consiliul Local are un cuvânt de spus, dacă într-adevăr vrea să facă treabă pentru cetățeni. Și indiferent de coloratura Consiliului Local, se vor putea gândi, crea, aproba proiecte benefice pentru pietreni. Apropo de ce vă spuneam, nu cred că nu poate un consiliu local să o ia la pas prin oraș, mai hai să vedem totuși un pic, nu doar ce auzim de la unii de la alții sau doar ce spune Ienache sau un alt contracandidat la emisiune. Hai să mergem noi împreună să vedem care sunt problemele și să luăm punctual. Bun, multe sunt de făcut, nu se pot face toată dată, că nu avem o baghetă magică, spunem abracadabra, oraș nemțesc. Dar putem să mergem pas cu pas spre dezvoltarea și, dacă vreți, civilizarea adică zonei care ne înconjoară. E foarte important ca și oamenii să se implice acolo, în jurul lor, pe comunitate, pe stradă, pe bloc, de acord, în fața blocului. De acord. Pentru că degeaba vrem să fim oraș nemțesc dacă nu ne comportăm și noi într-un fel, cum să spun, să venim în ideea asta. Da, acum spuneați de colaborarea între instituții. Ea se face, domnul Ienache. De exemplu, 3 ani de zile ne mai înjurăm, ne mai bătem așa. Da, dar trebuie să ieșim din tiparul ăsta. Și brusc, în campanie electorală, vezi că liberalii se transformă în social-democrați și se pupă cu cel cu care se înjurau. Invers, se întâmplă la fel. Deci, știți cum e, dumneavoastră veniți cu o idee foarte frumoasă. Da, hai să facem lucrurile simple și după aceea să încercăm să evoluăm. Dar lumea s-a cam săturat de politicienii care sunt cu mușchii steroizi, așa, în perioada în care știu ei că nu li se poate întâmpla nimic. Și brusc, când se apropie campania, îi vezi că steroizii liberali se transformă în steroizi pesediști. Sau steroizii pesediști se transformă în steroizi liberali. Sau eu mai știu cum. Și sau nu se transformă, că avem și exemple în fața dumneavoastră. Exemple care nu s-au transformat. Aici, jos pălăria, că n-ați acceptat o candidatură, adică renunțarea la o candidatură sau o candidatură de un cava. Nu puteam să fac lucrul ăsta din
foarte multe motive. În primul rând, dar cel motivul principal este faptul că am discutat cu pietrenii. Sunt pietreni care au încredere în mine și nu puteam să-i dezamăgesc. Nu era corect nici față de mine, nici față de ei. Unele lucruri nu se pot face. Unele compromisuri. De aici plecăm, practic, și plecase discuția de la a construi și de la veni în sprijinul cetățenilor. Nu întâmplător mi-am ales ca slogan de campanie oamenii pe primul loc. Da, așa este. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, da, am văzut cu toții mișcările politice. Uite, ce părere aveți de mișcarea primarului în funcție Dragoș Chitic? Că, nu știu, ar trebui taxată, dacă mă întrebați mine, de cetățenii. Este clar, în urma unor jocuri politice făcute, calculate, gândite în anumite laboratoare, unde vedem cum dau ecuațiile plus cu plus, unde ajungem, plus cu minus ce se întâmplă. Deci este clar un interes personal sau de grup, nici de cum interesul cetățeanului. Este vizibil. Este vizibil. Da, adică pare un pic așa neașteptat, ca să nu spun ciudat, ca pe 29 luna trecută, pe locul unde stați dumneavoastră, stătea domnul Dragoș Chitic. Și spunea cu voce tare că nu mai candidează. Nu mai candidează. Vedeți? Și mai mult decât atât, că va sprijini candidatul PNL atât la primărie cât și la Consiliul Județean. Da, asta denotă o lipsă de caracter și de cuvânt. Nu poți să vii în fața electoratului și să spui, domnule, eu nu mai candidez. Din terțe motive și nu vreau să discut motivele și problemele care... Și statutul PNL sau nu altceva. Nu e problema mea nici statutul, nici ani, nici nimic, nici vreo instanță. E problema dânsului să-și o rezolve. Dar atâta timp cât vii în fața cetățenilor și spui, domnule, gata, clar, punct, până aici am făcut, de acum nu mai apar și cu noul candidat al PNL-ului și spui că, domnule, susțin și noi suntem o echipă. Mai era un pic și plângeau și acum știți cum? Mi se pare că văd episodul ăla cu Dragă Stolo. Da, cam așa este. Aproape așa este. Da, și atunci nu vi se pare că, dacă și în campanie păcălim electoratul, păi în cei 4 ani de zile ce face? Da, păi, ce spuneți dumneavoastră înainte cu Oraș Nemțesc, concluzia este logică. Uite, lucrurile astea lipsesc în oraș. Dacă lipsesc, de ce lipsesc? Pentru că nu avem cuvânt. Pentru că nu s-au făcut. Cine n-a făcut? Cum n-a făcut? De ce? Ajungem din nou să vorbim. Vedeți, când în loc să ne aplecăm interesul pentru rezolvarea problemelor orașului, ale cetățenilor, și pierdem timp prețios că... Nu credeți că sunt simple calcule astea de făcut în laboratoarele din spatele politicienilor? Nu, stau, gândesc. Și atunci creierul ți-e ocupat cu probleme personale, cu interese. Nu te mai interesează ce se întâmplă în realitate. Dar nu ai cum să te mai gândești la asta. Dacă ai timp să mai vezi dacă bordura e bună, să vezi dacă e ruptă sau nu, dacă, cum spuneam, cărucioarele cu copii pot fi ușor manevrate pe străzi, nu poți să mai gândești, nici măcar nu poți să răspunzi la telefon când te sună ceva și spui, domne, am o problemă, nu curge, s-a spart țeava de apă pe calea romană. Băi, lasă-mă un pic, acum am altă treabă. Deci dacă punem 2 aici, luăm 2 de aici și iese de acolo, deci nu ești mechet la putere. Aia este, de fapt, problema din spatele acestor ecuații. Acum trebuie să recunoaștem amândoi că această candidatură schimbă foarte mult lucrurile în toate calculele care s-au făcut până la altăieri și probabil că și de aceea au fost anunțate. Acum, dumneavoastră, ați fost în oraș, da, în diferite zone ale orașului. Zilnic. Mergeți zilnic și asta este de fapt o campanie. E normal. Așa se face campanie. Spuneți-ne ce ați constatat, de exemplu, cu cine v-ați întâlnit, ce constatări ați avut? Am fost chiar ieri în cartiere, spunem, mărginașe ale orașului și zona Ciritei, Gara Veche, dacă vreți, Zorile Noi, am făcut toată zona aia pe acolo. Eu mă mir că oamenii... O zonă de case. O zonă de case, niște oameni care plătesc taxe de oraș Piatra Neamț și care trăiesc în niște condiții undeva spre mizere, să nu spunem chiar mizere. Și acest, uite, mi-e adevărat, acolo este și o zonă populată de... Comunitatea Romă. Comunitatea Romă. Trebuie să venim în sprijinul lor. Da? Și să încercăm să educăm acolo unde trebuie. Că sunt locuri în care poate trebuie intervenit. Să știți că am găsit romi cu care chiar poți să stai de vorbă civilizat. Civilizat. Și este un lucru foarte bun.
Eu îi văd cumva dați așa într-o parte, marginalizați, lăsați ai nimănui și ne plângem că nu îi putem integra. Păi, dar nu facem nimic în sensul ăsta. Nu vorbim de bălării și asfalt pe alocuri pus, pe alocuri. Nu pot să înțeleg niciodată când se face un proiect și trebuie să asfaltez de aici până aici, după care îmi dau seama că a rămas gura de canal la, nu știu eu, 10, 15, 20 de centimetri sub cota... Sub nivelul soselei, da. Ce discutăm aici? De ce mi-ai pus? Lăsai macadam, știam una și bună, la nivel tot măcar. Vorbeam de chestie de proiectare sau de execuție. Cine a făcut lucrarea asta? Am găsit foarte multe probleme de astea la ei în zonă. Cine a făcut lucrarea? Dom'le, eu când am văd, trebuie să plec de ei să vin până aici. Țeavă, drept, da? Te rog frumos să-mi repare această problemă dacă vrei să-ți încasezi bani. Nu, nu-ți recepționezi lucrarea. Absolut, absolut. Adică acolo este marea problemă. Dar ce să te faci dacă lucrările se fac așa? Vine personajul care trebuie să facă lucrarea, se duce, o începe, după aceea se fac procedurile și la final, așa, spune, am terminat lucrarea, faceți recepția. Și niște funcționari din birou fac recepția. Asta e lucru care deranjează pe toată lumea. Pe toată lumea. Și încă o dată spun, zona aceea, am fost în Văleni, vă spuneam. La fel sunt... De ce marginalizăm zonele astea? De ce îi ținem așa undeva într-o... Pentru că sunt o masă de votanți pe care îi putem manipula din 4 în 4 ani în funcție de cât avem, să știu eu, să spun, buzunarul de gros. Nu așa trebuie să facem. Nu trebuie să mergem în fața electoratului cu niciun fel de atenție electorală. Trebuie să venim cu propuneri concrete. Apropo de ce vă spuneam, da? Drumurile alea care lasă de dorit în multe locuri. Nu sunt și drumuri bune. Ar fi păcat să nu recunoaștem lucrul ăsta. Dar mai e mult de lucrat. Știți cum e? Fișa postului, cum spunea cineva în emisiune, este să faci lucrurile astea să funcționeze odată, Doamne iartă-mă, că astea trebuiau să funcționeze de acum 10 ani. De ce? M-a întrebat cineva într-o, pot să fac o paranteză dacă îmi dați voie, într-o postare, spuneam de ștrand, că ar trebui și acolo. Nu am spus că ștrandul arată neapărat rău, dar totuși am rămas în urmă. Uitați-vă la ștranduri, de ce pleacă lumea de la Piatra Neamț la ștrandul la Roma sau mai este undeva pe traseu un resort nou, privat din câte știu. De ce nu-i putem ține aici? Pentru că am rămas așa acolo undeva la nivelul nu știu, anilor 90. Da, s-au făcut, s-au investit prin fonduri europene, spunea cineva, în ștrand și nu se poate interveni. Ei nu. Au trecut perioada când nu se putea interveni. Ei nu, dar nu, de ce înseamnă intervenit? Când ai o investiție cu fonduri europene, bine, n-ai voie să o schimbi, n-ai voie să schimbi destinația asta. Nu înseamnă că nu poți să vii să modernizezi pe lângă. Nu te oprește nimeni. Dar au trecut cei 5 ani, domnule. Dar și dacă n-ar fi trecut, nu înseamnă că lasă să devină paragină tot în jur, haide, pentru că e proiect european. Haideți să vă spun eu cum e ștrandul. Dacă dumneavoastră nu spuneți, o spun eu. Acolo la ștrand, ci că se fac și licitații pentru spațiile acelea din ștrand. Dar ele sunt împărțite cu mult înainte. Tu e aia, tu e aia, tu e aia, tu e aia. A, vin și fraieri care vor să intre la licitații. Ce e aici, Piața Mare? A, aici, cum să vă spun? Și dacă le știm... Deci aici în fiecare dimineață face slujbă, dacă nu știați. În locul unde este un stand de pește, vine un preot și sfințește. Și te numesc pe tine pește, are acolo o bucată de carne de porc, una de aia. Și întrebi și tu, bă, dar cum de în standul de pește se face? Păi, că acum e pește. E pește, nu mai e... Vedeți, și astea sunteți de acord că și sunt. Se face și friptură, dacă nu știți. Deci, în piața centrală avem un grătar scos în față. Eu înțelegeam să găsiți un grătar pe acolo, pe unde ați fost ieri. Pus pe undeva. Dar nu l-ați găsit grătarul în stradă. Nu. Aici l-avem în mijlocul pieței. Dacă deschidem geamul după ora 10, putem să vă spunem ce se gătește. Și în pandemie, adică despre ce vorbim? Vine omul cu mască, are și o măsuță scoasă afară. Sigur este autorizată. 100% este autorizată. Și grătarul ăla, PSI, a autorizat 100% acolo. Care și horn, tot. Adică despre ce vorbim?
Astea sunt lucrurile care ne doare, ca să spun eu. Da, și încă o dată spun, sunt lucruri mărunte astea, nu sunt lucruri nerezolvabile, pentru că dacă încerci să pui la punct piața, ștrandul, Cozla, mai știu, alte puncte de interes din Piatra, nu e același lucru ca atunci când spui că vrei să le faci de la zero. Nu, noi vorbim de întreținere, vorbim de modernizare, da? Vorbim de condiții de lucru civilizate, oricum se lucrează, oricum piața funcționează. Dom'le, haideți să o sistematizăm corect. Da, haideți să vedem ce nu funcționează, de ce stau spații de goale. Dacă le schimbăm destinația, hai să le schimbăm la toate unde sunt goale. Nu numai unde e interesul pentru unul sau altul. Hai să vedem ce se întâmplă. Știți că eu mi-am pus întrebarea la un moment dat de ce sunt ținute, să spunem, în semiparagină piețele din cartiere. Dar mă uit așa la pământul ăla, interesantă zonă. Da. Poate mai apare un bloc, deci, poate mai apare... Pe piața din Precista, cel puțin un bloc se poate construi, dar din ăla mare, cu parcări, cu tot. Nu vreau să cobesc, nu, dar te poți gândi la orice în momentul în care vezi că nu se intervine, nu se... Știți care e răspunsul, domnule? Nu sunt oameni interesați, domnule, să vândă în piețe. Nu sunt. Nu sunt. Dați-o unui privat. Până dacă noi, primărie, nu suntem în stare să administrăm... Dați-o în chirie, măcar. Da, unui, bă, sub chirie, nu dați-o nu gratis. Tocmai am spus că eu nu sunt adeptul gratuităților. Dați-o unui privat. Într-o formă. Luați bănuțul de acolo. Nici nu-ți bați capul tu, primărie, să vezi dacă e spălată, nu-i spălată, e curățată, nu-i curățată, sunt oameni sau nu sunt oameni, e curent sau becuri sau. Nu. Dă unui privat și o să vedeți un pic cum face un privat piața, oricare dintre acele piețe, cum o face funcțională la condiții corecte, la condiții bune, mergem în piața civilizate. Da? Dacă te duci acolo, o să vezi tarabele sunt goale. Da. Mare parte dintre ele sunt goale. Și pe spațiile de acces... Sunt închiriate niște zone în care sunt puse pe spații de acces. Și acolo e full. Nu cumva e o diferență de preț? Nu cumva... Care e explicația? Că eu nu înțeleg. De ce aici? Dacă... Acum rog pe cineva să pună o cameră pe piață. De ce aici? Că dacă punem camera pe piață, o să vedem jos. Marfa se vinde jos. Și în parcare am văzut. În parcare, printre mașini. Da. Vine poliția dimineață, poliția locală. Eu înțeleg că ei sunt foarte aglomerați și au foarte multă treabă și e și periculos ce fac. Îți dai seama. Deci vin dimineață, să uită dacă au măști, și acolo sunt niște tarabe pe care se mai pun niște flori, niște zagat și apar pe jos. Nu mai spunem că pe la ora 2-3 putem face aici un concert, adică să facem un concurs cine dă maneaua mai bună. Că se vând ace, brice, carice. Aveți muzică gratis. Da, se vând de toate. Se vând oale, ulcele, ceaune. Oameni buni, suntem într-un municipiu. Nu suntem la bâlci. Că cineva aici consideră că piața este un bâlci. Da, așa arată. Arată a bâlci. Deci consideră că piața este un bâlci. Și atunci, hai să facem lucrurile astea mărunte, cum spuneai, și să ne gândim și la lucrurile mari de perspectivă. Absolut, absolut. Că... Eu nu scot din contextul discuției proiectele de anvergură. Și uitați, dezvoltarea pe latura economică cu crearea de facilități pentru mici întreprinzători și mari întreprinzători. Haideți să plecăm de la ceea ce avem, da? Să încercăm să mai creăm cadru propice pentru a se mai deschide firme mici. Nu neapărat venim în fața electoratului și spunem, o să aduc eu niște mari investitori. Dar ce ai în buzunar, unul investitor, Daimler Chrysler, la în buzunar la tine și vine el să-ți facă nu știu ce aici. Nu, alea sunt proiecte de perspectivă care pot sau nu să fie realizate într-un mandat. Dar ce vă spun cu să duci pe Cozla niște tarabe, tot felul de chestii de divertisment. E simplă treaba, foarte simplă. Avem deja infrastructură. Într-o primă fază. Avem deja infrastructură. Deci putem crea acolo 100 de locuri de muncă rapid, așa, fără... E palpabil, hai să vorbim chestii palpabile. Da? Aduc eu o firmă care va aduce... Fac eu un parc industrial. Măi, terminați-vă odată cu toți care veniți cu Săvineștiu, că faceți parc industrial în Săvinești. Este exclus să facă primăria parc industrial acolo.
Doar dacă vine iar naționalizarea și se va lua de la toți privații de acolo. Nu, acum se spune de un parc industrial în Piatra Neamț, ceea ce deja este o un fel de contradicție. Doamne, nu se mai fac parcuri industriale în interiorul orașului. Iar Piatra Neamț are puțin teren pentru extindere. Foarte puțin. Da. Deci, uite, deci cineva te provoacă. Cineva te provoacă și spune așa, strandul a fost dat unui privat și a fost luat înapoi tocmai pentru că nu a fost nimic realizat în toată perioada de administrare privată. Păi asta discutăm, nu știam că a fost dat sau nu în unui privat. Asta discutăm modul în care dată mă duc în strand și văd cum. Nu e ok, nu e bine, nu e acolo, nu te atrage. Dacă nu te atrage, nu poate produce. Dacă nu produce, este încă o gaură neagră în bugetul, în bugetul local. Pentru că strandul costă, telegondola costă, vă știu eu, toate investițiile astea care nu aduc plus valoare, ca să nu-i dau satisfacție unui amic, între ghilimele, care zic, nu se spune, dom'le, plus valoare, spune valoare adăugată. Dom'le, mie TVA-ul nu prea îmi place, lasă-mă în pace. Dacă nu punem aceste obiective la treabă, tot timpul va fi gaura din, în buget, din neagră în mai neagră, din mare în mai mare. Da. De ce strandul de la Roman este punct de atracție pentru, chiar pentru pietreni? Pentru că este organizat. Aici discutăm. Pentru că este organizat. Să știți că și piața de la Roman arată. Piața de la Roman era mult în urma pieței centrale de la noi. Mult. Și este sistematizată acum bine, cu niște reguli clare și am ajuns practic la civilizație. La Roman, la partea nemțească, dacă vreau, vreți. Dacă vreau să mă duc la strand, acum pun mâna pe telefon și pot inclusiv să-mi rezerv o ciupercă din asta, ce au ei acolo, undeva. Deci poți să-ți rezerv pentru deci, orele ziare. Iar la noi nu știu să funcționeze online în multe instituții, în multe locuri, în multe locații. Mai la un moment dat circula o glumă așa printre noi, administratorii de firmă, că declarațiile este pun online la etajul 2. La birou 5, da, la etajul 2. Da. Dar nu e nicio glumă. Eu am spus în emisiune, am primit un mesaj în care mi se spunea că vă rugăm să accesați link-ul, aveți parola cu tare, depusesem niște documente la o instituție și semnată electronic, știi? Și accesați acolo, deci ajung și că da, ați trimis documentele semnate electronic, vă rugăm să le semnați și holograf. Deci, și asta se făcea sub egida Autorității Naționale pentru Digitalizarea României. Dar, până la urmă, au dreptate. Când semnezi holograf, tot degetele le folosești. E adevărat. Știți ce se întâmplă? Îi spun, dom'le, trebuie musai ca să nu facem abuzuri, să nu avem motiv de contest. Să nu se poate întâmpla ceva. Dar nu aici trebuie lucrat. Trebuie lucrat la legislație. Adică nu vom e hârtii peste hârtii pentru un dosar și semnături peste semnături. Nu, simplu. O dai rapid hârtiuța de mână, o dai cu sau fără, cu o semnătură electronică sau nu. Dar vezi că dacă ai mințit în ce ai spus în hârtiuța aia acolo, e nasol, e grav ce se poate întâmpla. Eu știm că oricum legea e așa, o putem ocoli, o putem învârti. Da, haideți să ne întoarcem la vizitele dumneavoastră prin municipiu. Deci vorbeați de acea comunitate care este într-un fel, hai să spunem, marginalizată. E drept. Și ei de multe ori încearcă să rămână în afară, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci efortul să integrezi. Asta spun, trebuie să facem efortul să integrăm, pentru că altfel va fi o problemă care se tot rostogolește, nu se întâmplă absolut nimic, inclusiv cu trebuie să ne gândim foarte bine la copiii de etnie romă, pentru că acolo este abandonul școlar destul de ridicat. Și ce trebuie să facem? Că dacă vezi și dusele ei cum luam pe Ion Creangă, nu? Pe calul Bălan cu vărguța, nu ține, trebuie să le creezi un cadru care să-i atragă, ghiozdănelul școlarului, dacă vreți, să-i duci la școală cu ghiozdănel, să rămână ghiozdănelul școlarului. Mă gândeam, cu tot ce-i trebuie lui, rămâne în microbuz, ca să nu-l ducă acasă, acolo unde sunt familii dezorganizate, s-ar putea ghiozdănelul ăla să se ducă pe, bere, vin sau alte produse de acest gen.
Nu, ăla rămâne, el dimineața urcă. Că totuși școala este bună. Facem un, da, facem un centru, pentru că avem spații care nu sunt folosite, avem cămine, foste cămine de pe la licee care nu se folosesc. După ce își termină școala, îi duce acolo cu un profesor, cu un educator, cu, care îi ajută la teme, pentru că eu și asta o problemă, și au terminat până la ora de tot ce au de făcut, au plecat acasă, a doua zi dimineață, ei își găsesc în ghiozdănel lucrurile pe care le folosesc la școală, un pachetel cu corn și lapte, ce se mai da cu măr și ce mai fi, și cred că ușor, ușor poți să-i aduci în partea asta. Facem orele online, dar nu suntem securizați de nicio culoare, adică pot copiii intra pe, și am văzut niște exemple, pe orice fel de nebunii. Copiii fac tot felul de prostii, le vin idei, practic, noi trebuie să prevenim treaba asta, da? Bine, parolăm un pic treaba, adică poți intra de aici până aici, punct. Jocuri, ei stau în timpul orelor online și joacă știu, Counter, dacă nu sunt părinții lângă, și părinții nu pot sta permanent în spatele copiilor să-i vezi că stau acolo atenți și profesorul este în partea cealaltă de cameră și nu are nicio pârghie să-l tragă de urechi. Și atunci da, discutăm de un program care să-i program informatic vorbesc, care să-i țină pe toți în sfera de influență care este la momentul respectiv. Mă uitam la echipa dumneavoastră, care sunteți așa prezent și pe stradă și în program și în campanie. Și am văzut oameni care vin din diferite medii. Am văzut că aveți profesori, o doamnă profesoară parcă de la Liceul Cartian, nu? Oameni de afaceri, aveți din toate sferele. Director de vânzări. Exact. Da. Am încercat să acoperim o plajă cât mai largă a categoriilor sociale, dacă vreți, pentru că degeaba stau de vorbă numai cu oameni de afaceri, că atunci n-am de unde să știu ce se întâmplă în școală. Degeaba stau de vorbă numai cu profesori, că n-am de unde să știu ce se întâmplă în, nu știu, administrație. Degeaba stau de, adică trebuie să avem, degeaba stau de vorbă cu doamne, că nu știu ce își doresc domnii. Degeaba stau de vorbă cu tineri, că nu știu ce vor seniorii. Am încercat și avem și pe categorii de vârstă, de la un capăt la altul, și doamne și domni, o echipă frumoasă. Am reușit să încheg, zic eu, o echipă frumoasă, o echipă spartanii determinată. Spartanii, se spune, îmi scriu pe aici, da, spartanii de la Alde. Trebuie să fie Ciprian, după, îmi dau seama după mesaj. Da, e. Știți că un băiat foarte determinat și ce mi-a plăcut foarte mult la Ciprian este că nu mă interesează pe mine blocuri, treburi de astea. Hai, dacă vrei, crezi că vrei să facem ceva pentru oraș, pentru că și el s-a săturat ca și mine, ca și dumneavoastră, ca și mulți alții, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și dacă vrei și crezi că putem face să construim ceva în sensul corect și în sensul bun, ok, mergem la bătălia asta împreună. Dacă nu, hai să nu pierdem timpul, chiar am altceva de făcut. Apreciez oamenii de ăștia care vin și spun. Da, mi se pare corect. Adică dacă tot facem o treabă, hai să o facem cum și trebuie. Și asta înseamnă vârsta, dacă vreți, sau să spunem așa, sângele tânăr, combinat cu experiența domnului Enăchescu, dacă vreți, care este pensionar. Salut pe domnul Enăchescu, am colaborat ani de zile pe vremea când el lucra sus la turnul TV, de pe Pietricica, da, s-a lucrat și acolo, făceam da. La TLM emisiuni și trebuia să transmitem la Pro TV, la alte televiziuni cu care colaboram. El era omul care era acolo și el printre ceilalți la butoane, adică un pasionat de munca lui și un tip ok. Adică trebuie să găsim un echilibru între toate aceste categorii sociale. Altfel, repet, dacă facem numai tobogane, am salvat mămicile și copiii care sunt acolo. Restul nu prea sunt fericiți. Bun, care e reacția oamenilor? Pentru că trebuie să recunoaștem că oamenii sunt bulversați în perioada asta. Ce se întâmplă și ce mă doare foarte tare? Și mi-a ridicat mingea la fileu. Și electoratul este un pic, să spun, sătul și înțeleg și saturat de toate promisiunile politice. Totuși, cred că ar trebui să vină când mergem în fața lor, spună, domne, corect m-a întrebat, domn, de unde vii? Cine ești? Ce faci? Ce te reprezintă? Ce te recomandă? Domne, vocea și talentul. Nu, toți pleacă din start de la sintagma
toți politicienii sunteți corupți, toți sunteți răi, toți sunteți... Au dreptate în mare parte, e adevărat. Totuși, dacă nu fac și ei ceva să ne schimbe, să ne schimbe gândirea, să ne tragă de mânicuță mai des, vom fi permanent în aceeași... Cumva ți se pare că există o ruptură acum foarte mare între cei care fac politică și cei care nu fac politică? Da, e adevărat. Cei care nu fac politică, și aici se împart din punctul meu de vedere în două categorii. O parte care stau și din când în când vin cu o idee, cu o propunere sau cu o critică corectă, pentru că eu accept să mă critice lumea, e normal. Băi, n-ai dreptate că vrei să faci piața. Uite, noi zicem că piața e bună. E părerea fiecăruia. N-ai dreptate cu ștrandul. Poate mă înșel, nu știu, o mai gândesc. Și mai este încă o categorie care spune, hai mă, s-a găsit șest. De oricare, nu de mine. Și cu tot felul de epitete. Dom'le, haideți să încercăm să ne civilizăm și la nivel de discurs. Da? E simplu să stai în spatele unui monitor sau unui calculator și să butonezi, băi, și ăla e pus sau nu de gherila digitală concurenței, să spunem. Nu, sunt, le spune o parte dintre oameni, un pic cârcotaș, dacă... E ruptura nu asta. E bun, nu e bun. Vreau să fac pe asta. Nu e bun. Dar de ce nu e bun? Nu-i bun. Bun, dar ce ar trebui? Spune-mi că nu-i bun pentru că piața arată bine, du-te, te rog și fă... Știi ce este mai rău? Că dacă îl întrebi un om, dumneata, ce-ți dorești pentru tine și pentru zona ta și pentru orașul tău, de cele mai multe ori nu primești un răspuns. Știți ce am găsit în cartier, în Ceretei, în zona de Rom? Oameni care au spus, ce vreți, ar unei vor ajutoare sociale, unii vor alocații mari, bune la trafic acela, dar am găsit foarte mulți oameni care spune, noi venim să muncim. Și erau în fața lor pe acolo și stau, uite, eu fac un gard, unul facea, vrem să muncim. E foarte important lucrul ăsta. Haideți, Dumnezeu, dacă vor să muncească, de ce să nu ia domnul? Păi să-i punem la muncă. E un lucru bun. Până la urmă și munca te... Te face să te integrezi în societate. Exact, exact, exact. Deci te face să fii activ, exact. Să vezi ce se mai întâmplă. Ai un venit... Ai o siguranță. În momentul în care ai învenit, nu-ți mai stă capul neapărat la tot felul de prostii, să spuneți. Deci venit rimează cu ciordit, știi? Adică nu-ți mai stă gândul la... Da, da. Este important. Deci, oamenii când vin și nu le vrem să lucrăm. În condiții corecte, evident, vorbești. Ce vrei să lucrezi? Ce lucrări avem de făcut? Ce poți să faci? Ce calitate faci? E important. Dar eu vă spun că romii, pe partea de fierătanii, sunt profesori. Și cred că îi vedem pe toți că dar să știi că se vând și în piața agroalimentară cazane de țuică. Deci în piața agroalimentară din piața, printre mașini, prin parcare, se mai vând și așa ceva. Foarte și arată bine. Foarte bine. Discutăm. Deci sunt... Sunt meseriași. Cum se vând alea în piața agroalimentară e o altă poveste. E o altă poveste. Dar și aici trebuie foarte bine gândită și reglementată treaba. Dacă nu oare poți ce-ar fi să facem o zi odată, să vedem, să-i adunăm pe toți să-și expună produsele, să le și vândă. Crezi că ar veni? Eu zic că ar veni și ar veni și lumea să vadă ce au făcut. Și s-ar simți... Da, dar ce spuneți dumneavoastră e foarte interesant. Adică să le creăm, practic, cadrul să poată lucra corect. Da. Și corect. Să le zice, doamne, uite, primăria odată pe lună vă pune la dispoziție un loc, facem acolo, mai facem și un spectacol, aducem și un grup de dansatori, sunt foarte talentați care cântă, ca da, un fel de... Da. Avem, sau mă rog, toți încercăm să discutăm în perioada asta și de Piatra Neamț, oraș turistic, ceea ce e foarte bine. Dar aici vedem și cum. Apropo de ce a spus dumneavoastră, o dată pe săptămână e complicat, dar cred că ar trebui create niște evenimente lunare, care să tragă lume în Piatra Neamț ca să poți să... Pe bani puțini și cu impact mare. Dar eu vă spun că știu soliști, dacă vreți, artiști din Piatra Neamț care promovează Piatra Neamțul așa, cum spun, benevol, de voluntar. Nu cred că ar veni la o acțiune de acest gen, la o astfel de manifestare pentru jumulit și jecmănit. Mai mult de atât. Avem totuși ansamblu Carmen Seculare, care ar putea să creeze luna asta, ei să ocupe de eveniment. Și vreau să nu să n-ar fi costurile foarte mari. Avem, repet, artiști.
până și cei de care discutam au și ei taraful, nu poți gândi, poți crea. Și aduci atunci, practic ce faci? Încerci să aduci lume din afară, ca asta te să faci, să aduci cât mai multă lume aici, ca să-i putem, să putem dezvolta latura turistică prin cazări, prin servicii de restaurant, gondolă și așa mai departe. Și asta este o urgență, cred că este o prioritate zero să dăm drumul la astfel de manifestări, pentru că... După ce trece și pandemia, evident. Bun, da. Stați un pic, pandemia e din martie. Noi vorbim, dacă vreți, și până la luna martie. Vi s-a părut că s-a bine, întâmplat corect. Ceva? Este evident că nu vorbim asta să facem, aducem sute de oameni unul peste altul. Este exclus. Dar asta nu e un proiect pe care acum l-am gândit și mâine pleacă. Nu, ne-l gândim și când avem startul din punct de vedere al sănătății, suntem ok și putem da drumul la sunt punct de vedere medical mai degrabă, da? Putem să începem, da? Domnul a apăsat butonul. Nu atunci ne apucăm de gând, bun, și acum s-a terminat cu pandemia, hai să ne gândim încă 2 ani să vedem ce facem și mai e un pic, iară suntem în campanie, hai să lăsăm treburile astea, să mergem să discutăm cu lumea, să spunem că o să facem iarăși proiecte de anvergură, iarăși ne da. Nimeni nu are nimic împotriva proiectelor de anvergură, asta trebuie să stabilim. Astea sunt parte a unui program care începe la un anumit moment. Domnul Bolănescu, am vorbit, iertați-mă cuvântul, de parcul industrial de care se vorbește din 90 încoace și nu se face nimic, adică să... Și mie mi se pare un proiect de anvergură. N-am spus că e rău. Corect, dar când ai creat, să spunem, infrastructura, nu infrastructura neapărat, când ai deja portofoliu care este interesat, cu portofoliu de societăți comerciale, mari societăți comerciale care e interesat, atunci poți să vii și spui, domnule, uite, avem nevoie de 100 de hectare în care trebuie să tragem apă, canal, curent, da, utilități ce mai trebuie, pentru că deja am semnat precontractul că vine X, Y, Z. E complicat un pic, dar una peste și alta... Și vi se pare corect să ne apucăm să construim un parc industrial doar pentru că dă bine la electorat? Eu chiar mă gândesc că unii ar fi în stare să apuce de o zonă defrișat, nivelat, facem și o stradă și o să avem a doua stradă care duce nicăieri. Dacă am fi serioși, dacă am fi serioși și n-am aruncat doar cu guange, în momentul în care creezi o asemenea zonă și ai facilitate spre ea și ai și drumuri, probabil că vor veni. Problema este că noi am mai anunțat, de exemplu, că facem o pușcărie undeva aici, în zona Văleni. Doamne, ce tam-tam a fost că se face o pușcărie, va fi, dacă merge acum, este alt fel de pușcărie în zona Văleni. Am amintit în discurs asta și de partea... Deci este un alt fel de pușcărie, tot pușcărie și ce mi-au spus oamenii de acolo și eu nu sunt adeptul în a face ordine cu parul. Totuși, cred că acolo ar trebui să fie o patrulă permanentă. Permanentă, pentru că este un ce punct fierbinte, știm foarte bine ce scandal a fost cu niște clanuri cu puțin timp în urmă. Dom'le, trec oameni, vorbim de Piatra Neamț, oraș nemțesc. Asta înseamnă și siguranța cetățeanului. Siguranța mămicii care se plimbă copiii pe stradă. Siguranța fetelor care se plimbă pe stradă. Siguranța în vârstă. Siguranța tuturor. Mergeam ușor, ușor pe toate categoriile. Și siguranța polițistului care merge pe stradă. Absolut, absolut. Am trecut în program inclusiv... Cred că ar trebui dotați cei de la poliția locală ca să poți să-i pui la treabă așa cum... Dă-le și o dotare. Până au mai nică așa oamenii. Văd că în afară faptul că au o cămașă și o bonetă, nu prea vezi mare lucru. Au spray-uri, au bastoane. Cred că trebuie cu o comisie bine specializată pe partea de ordine publică vorbit și văzut exact ce ar trebui să aibă la ei. Inclusiv niște body cam-uri, dacă mă întrebați. Mine care nu sunt scumpe, care nu sunt niște mari nebunii, dar ajută. De ce ajută? Pentru că atunci nu o să mai fie nu e neapărat infractorul, cetățeanul, da, care încearcă să facă rău, spune că bă, dar ăla m-a înjurat sau să spune mi-a vorbit urât. Nu. Eu aș lua o cameră din asta pe care o pui la așa și aș dă-o polițiștilor și ei să nu știe. Ei să fie tot timpul în live. Și când tu să stai la un ecran și să apeși. Ce face polițistul când vine să controleze dacă se respectă regulile într-o zonă. Și el nu știe.
Și el transmite, practic, ce se întâmplă acolo să se și audă. Știți că ar fi o distracție continuă. Știți că ar fi un candid camera adevărat. Știți că oamenii aceia din Bănel, la locuințele sociale, și-au făcut garduri în jurul acelor vile ei, pentru că au spus, nici ne trezeam. Importante din ce le-au făcut. Că dacă le fac din fier... N-au făcut din fer, nu din fer. Nu. Dacă nu-i din fer, atunci e problemă. Și nici din haur. Că... De asta spun. Noi râdem, glumim, dar astea sunt probleme foarte importante. Și e o treabă costisitoare apropo de proiecte, să spunem, mici cu impact social mare. E o treabă costisitoare să ai acolo permanentul... O patrulă. Nu cred că aici s-ar cheltui bani din buget de nu mai reușim să facem alte investiții. Și important, ca să fim Piatra Neamț, oraș nemțesc, foarte important, repet, este și latura asta de siguranță. Altfel, clanurile, am văzut seara la televizor, ați văzut iarăși, au început și au dat foc pentru un oraș, nu știu undeva în țară, și au dat foc Mulgeni, la mașină. La aici ajungem, dacă nu ținem în frâu treaba asta foarte bine. Și sunt oameni pregătiți și școliți să facă lucrul ăsta, trebuie doar puși la treabă. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper să ne mai vedem până la alegeri. Cu mult drag. Și, oameni buni, da, există două moduri de a aborda lucrurile. Acela de a discuta despre proiecte mari de anvergură și acesta pe care îl propune Ciprian Enache. Da, discutăm despre proiecte, dar haideți să rezolvăm lucrurile prima dată, alea care se pot rezolva foarte repede, fără mulți bani, și cu mult bun simț. Cu mult bun simț și cu implicare atât din partea autorității, cât și din partea cetățeanului. Cu mulți bani și cu impact social puternic. Exact. Mulțumesc, la revedere, cele bune! O zi bună!